Orașul și împrejurimile lui. Ne găsim necesar să învăluim în mister istoria Colocolamskului, aducem la cunoștința cititorilor că, a, Colocolamsk există cu adevărat, b, nu are nimic comun cu Volokolamsk; și c, se află exact între Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă, RSFSR, și Republica Socialistă Sovietică Ucraineană, RSSU, așa încât nu este marcat pe hărțile geografice are niciunea dintre aceste două republici unionale, ceea ce este exclusiv din vina geografilor noștri. În ceea ce privește ziariștii, eseiștii și analiștii vieții acestei zone, aceștia, deși tânjau după Kolokolamsk, nimereau printr-o ciudată ironia a sorții la Ialta sau pe malul mării la Chislovodsk, descriindu-le cu o râvnă demnă de o cauză mai bună. Dar autorul, împreună cu pictorul K. Gurov, a reușit să ajungă la Kolokolamsk, să stea acolo la hotelul Riașc și chiar să ridice planul general al acestui extraordinar oraș. După cum se vede din plan, celebrul oraș Kolokolamsk s-a întins în voie și în chip pitoresc pe malul stâng al râului Ham. În veacul al XIV-lea, un grăjdar al cneazului la meștean Andrei Sebialupski, după ce a băut vodcă bizantină, a scăpat în râu hamul junganului cneazului. Hamul s-a dus la fund și de atunci râul a primit numele de ham. De la acest eveniment s-au scurs veacuri. Piața Sibialubinskaya și-a schimbat de mult numele în piața membrilor, iar legenda ducerii la funda hamului o știe doar cetățeanul Potaev cel Bătrân, care ne-a și povestit-o la o butelică la berăria a stomacului. În râul ham se varse nimicul de pâriaș, frâul. Despre el nu s-a reușit să se afle nimic, pentru că Potaev cel Bătrân a acceptat să-și continue amintirile numai după ce avea să fie cinstit prin toate berăriile care se află pe bulevardul comitetului sindical. După ce a fost cinstit rând pe rând pe socoteala oaspeților, în bereriile Sanitas, în tâmpinarea zorilor, malorus, în mormântare cu nebădei, glasul trecutului și în bereria uzinei Emilian Pugaciov, Potaev cel bătrân nu îndreptăți speranțele puse în el, întrucât își pierdu darul vorbirii. Bulevardul Comitetului Sindical, amintit aici, este principala arteră a orașului. El leagă gara de piața membrilor, acolo unde se află scheletul zgârie norului, a cărui istorie îi este deja cunoscută cititorului. De acolo, bulevardul Comitetului Sindical coboară spre râu. Cu ajutorul aburului condus de capitanul Poftilo, se poate trece pe malul celălalt ajungându-se în pădurea ațipită care înconjură orașul și care, la vremea ei, a împiedicat tătarii să treacă colocolamscu prin foc și sabie, potop și jaf, foamete și morimă. Afundându-te în pădure, dai lesne de meșterul croitor pe cont propriu, privighetoric. Aici, în codru, el scapă de impozite, ceea ce nu îl împiedică să lucreze atât de scump, iar colo meștenii îi spun – privighetoric șnapanul. În dreapta, pe un munte, se înalță arterul foșilor monahi, denumit Împărtășania. Monahii își desfac produsele la cooperativa de pe străduța inventarierii, nu departe de bariera șapte popi. Partea de vest a orașului se mândrește pe bună dreptate cu două foste, la întretăierea cărora a fost construită arca, strada nereferativă și strada cu tremurului. Cea de-a doua și-a primit numele destul de recent în cinstea cu tremurului curent din Japonia. Dintre străduțe, cea mai mare de aici este străduța la șcivă, cu minunata baie numită Băile Individuale. După ce vom străbate în tăcere prin nimic remarcabilele străduțe numite Dughenelor, Sălcia și Holișorului, vom vedea ceea ce constituie pata neagră a orașului, fundătura aventurii. Ea și-a primit numere de la jafurile care au loc în fiecare seară asupra călătorilor întârziați ce se târâs pe aici în stare de ebrietate. Dintre atracțiile părții de vest a orașului, menționăm Asociația Ruso-Ucrainiană Jos Analfabetismul și Casa în Flăcări de lângă Bariera Șapte Popi. Această casă arde în fiecare zi de cinci ani încoace. Îi de foc în fiecare dimineață proprietarul ei, majorul de pompieri Foc Pălălaef, pentru a da de lucru echipei de pompieri încredințate lui. Partea de sud a Colocolamscului, numită zona gării, se distinge prin frumusețea bulevardului vechiului regim. Este și partea cea mai elegantă a orașului. Aici se află piața Cooperativa Pasărea, Quartelul pseudo Munca individuală, al cărui președinte este Musiu Autenticov, cursurile militarizate de declamare și cânt ale lui Sindic Bugaevski, vechiul hram Apariția lui Hristos și animata stradă higroscopica, cu minunata, dar din păcate tot neterminata clădire a sanatoriului, totul pentru terapie. O puternică impresie produce în piața cooperativa pasărea mormântul comerciantului particular necunoscut. La începuturile Nepului, la Colocolamsc, a venit un comerciant particular pe care nu-l cunoștea nimeni și care căuta păr de cal. A umblat o zi întreagă prin oraș, cumpărând marfă, iar pe seară a căzut brusc din birjă în piața cooperativă a Pasărea și a murit subit. Nu avea asupra lui niciun act. Nevrând să rămână în urma Parisului, Bruxellesului, ori Varsoviei, care au morminte ale soldaților necunoscuți, dar neavând posibilitatea de a-și procura un soldat, niciun colocola meștean nu luptase vreodată? Localnicii l-au îngropat pe comerciantul particular necunoscut în piață și au aprins pe mormântul lui o flacăre veșnică. În fiecare săptămână, sâmbăta, croitorul privighetoric Șnapanu cu doriul la șapca de gală, trece cu bacul în partea centrală a orașului și ia comenzi lângă mormântul comerciantului particular necunoscut. Partea de vest a orașului constă din trei străzi și o străduță. Bulevardul Promovarea Crucii, larg, direct ca o săgeată, este înfrumusețat de noua biserică Promovarea Crucii. Alături de biserică este situată Asociația Ruso-Ucraineană Jos Strânsul Mâinii. Strada unanimă și continuarea ei unanimității se unesc cu partea de sud a orașului prin străduța regretabilă. Între unanimă și unanimității se înalță un foișor și secția de miliție. Cea mai tânără parte a orașului, partea de dincolo de ham, se află pe limba de pământ formată de frâu și ham, iar principala ocupație a cetățenilor care locuiesc aici este precizată cel mai bine de denumirea străzilor. Aici vin colocola la meștenii după vodcă de marile sărbători, când e închisă cooperativa. Acesta e Colocolamscu, de-a cărui existență putem spera, acum nu se va mai îndoi nimeni.